Și eu. Treceți la mâncare. Sunt flămândă, hai să mâncăm. Stai, acuși vine Sofia și mâncăm. Trebuia să vină încă o oră în urmă. Unde umblă? Când vine, o întrebi. Mereu mănânc singură. Lăsați că vă interzic eu jocurile într-o zi. Am venit. În sfârșit. Unde umbli? Mă scuzați, un pic am întârziat, dar am avut un motiv foarte serios. Ce motiv? Am fost la un magazin magic și vânzătorul mi-a arătat atâtea chestii interesante. Magazin magic e o păcăleală. Ba nu, acolo totul este adevărat. Și ce? Ai cumpărat ceva? Priviți, această poțiune face pielea moale și catifelată. Mai bine-ți luai o cremă obișnuită. Ia de să văd. Miroase gustos. Numai să nu-ți dea în gând să bei, poți deveni vampir. Ce? Bă, nu e adevărat. Vrei să testezi? Nu prea. Sigur că e ceva dezgustător. Te vei împărți cu mine? Sigur. Mâine ambele o să ne facem măști. Dar acum, haideți să mâncăm. Am plecat. În sfârșit o să stau în liniște la televizor. Dar oare ce e asta? Cred că e un suc nou. Ia să miros. Miroase foarte gustos. Să gustăm. Ce gust! Cred că e terminul expirat. Mai bine nu mai beau asta. Oribil. Mă simt atât de rău. Am slăbiciuni. Amețesc. Cred că azi nu să fac nimic. Nu sunt în stare. Tu ce faci? Ziceai că mergi la cumpărături. Nu merg. Mă simt rău. Cred că m-am îmbolnăvit. Da, nu arăți bine. Se observă? Stop! Nu vă apropiați de mine. Poate e contagios. Poate ai nevoie de medic? Ba nu. Azi mă voi odihni și mâine voi fi ca nouă. O să-ți aduc termometru. Aha! Iată, măsoară febra. Dacă ai nevoie de medicamente, spune și eu merg la farmacie. Mulțumesc. Dăm termometru. Ce e acolo, doctore? Ciudat. Temperatura e foarte joasă. 32.5. Cred că e hipotermie. Asta explică totul. Deci trebuie să mănânci și să bei mai mult. Cu plăcere. Oricum trebuie și pe voi să vă hrănesc. Ba nu, mama, tu trebuie să te odihnești. Da, da, noi singuri vom găti. Oho, ce ajutor am! Poate și curățenie în casă o să faceți, dacă v-ați apucat să mă ajutați. Mama, nu fi obraznică.
Interesant. Unde mama s-a molipsit de această boală? Nu știu, dar mai bine să nu ne apropiem de ea. Nu vreau să mă molipsesc. Nu știu, dar eu nu sunt contra să mă molipsesc și să nu merg la școală. Nici nu te gândi. Poftim. Mai ai nevoie de ceva? Lumina. Lumina e prea puternică. Puteți să acoperiți geamul? Mulțumesc! Acum e mult mai bine. Puteți fi liberi. Perfect! Noi mergem să ne facem măști pentru față. Tu nu vrei? Nu, poate altă dată. Degeaba, este o mască unicală. Mama e bolnavă, nu are chef de măști. Bine, hai, Sara. Stop! Asta e masca pentru față? Păi da, să fie cumpărată la magazinul magic. Dar eu mă gândeam, oare ce suc e acesta? Și am băut un gât. Dar ea cred că nu e periculoasă și nu e nevoie să merg la spital. Nu-ți fă griji, ea e făcută din ingrediente naturale. Plecăm de aici. Cine lasă așa lucruri importante fără supraveghere? Scuzați. Da, din cauza ta, mama s-a îmbolnăvit. Cel mai grav e că ea a devenit vampir. Ce-am făcut? Liniștiți-vă, nu a putut să devină ea vampir. E imposibil. Totul a coincis. Are temperatura joasă și nu-i place lumina puternică. Ea sigur e vampir! Ea nu seamănă cu vampirul. Ea a băut poțiunea magică! Ce să facem acum? Să-i zicem totul așa cum este. Să-i zicem mamei că ea e vampir, o să creadă că am înnebunit. Sofia are dreptate, noi vom zice. Dar trebuie ceva să facem? Da, dar să-i zicem sigur nu trebuie. Liniștiți-vă, ea nu e vampir, o să vă demonstrez. Cum? Să mergem. Nu vă mai faceți măști? Am decis să facem mai târziu. Dar tu nu vrei să mănânci ceva deosebit? Stai să mă gândesc. Cred că aș vrea să mănânc carne la grătar, temperatura medium. Medium? Adică cu sânge? Da, cu sânge. Te-ai convins? Nu înseamnă nimic. Vă șoptiți suspicios. Nu vreți să-mi povestiți nimic? Nu, nu. Sigur? Sigur. Dar nu vrei să faci ceva ciudat? De exemplu, să muști pe cineva? Ce întrebare? Sigur nu! Mi-i somn! Merg la culcare! Ce e cu voi? Ce ați pățit? Noi nu vrem să ne molipsim! Bine, merg în odaie! Treziți-mă dacă o să aveți nevoie de ceva! Sigur ea! Nu e vampir. Sigur, e vampir. Păi da sau nu? Păi nu, ea nu vrea pe nimeni să muște. Pur și simplu s-a îmbolnăvit. În schimb, ea vrea să doarmă ziua, să mănânce carne cu sânge și nu-i place lumina. Da, dar așa se comportă orice om bolnav. Clar, nu am aflat nimic. Pentru mine e clar, voi prea tare vă panicați. Trebuie să mai existe metode pentru a afla dacă ea este vampir sau nu. Când ea a trecut pe lângă mine, mi-au trecut fiorii. Nu cred că e din senin. Cred că tu exagerezi. Propun să așteptăm până când ea va adormi și să vedem dacă are colți.
Sara, și tu începi! Eu cred în monștri și dacă mama e vampir, noi trebuie urgent să facem ceva cu asta. Să mergem să-i vedem colții! A dormit? Cum credeți? Nu știu, dar mama sforăie? Parcă nu. Intră și vezi dacă doarme. Ce faceți? Noi pur și simplu ne facem griji. Am de ce să verificăm dacă tu respiri sau nu? După cum vedeți, respir. Mulțumesc pentru grijă. Bine, noi plecăm atunci. Bine, mergeți, mergeți. Asta a fost prea ciudat. Ai reușit să vezi? Nu am reușit. Dar mie mi-a părut că am văzut colții. Dar eu n-am văzut niciun colț. Rău, te-ai uitat. Sigur erau. Sigur erau sau ți s-a părut? Păi, eu cred că erau. Eu cred că nu. Totul e clar că nu e clar nimic. Să ne uităm în gura mamei a fost o idee rea. Sunt de acord. Mai am o idee. Argintul. Dacă ea e vampir, argintul îi va dăuna. E mai bine decât să te uiți în gură. Îi dăm asta și vom afla totul. Îmi fac griji pentru mama. Sara, îți promit, cu ea nu se va întâmpla nimic. În caz de ceva, ea va scoate. Maximum va rămâne o arsură. Bine, să mergem. Mama, tu nu dormi? Nu dorm. Intrați. Ce s-a întâmplat? Vedeți, sunt vie. Cum te simți? Mulțumesc, un pic mai bine. Am decis să-ți facem un cadou. Vai, ce drăguț! Ți-am pregătit această brățară de argint. De argint? Îmi pare rău, dar eu nu port argintul. De ce? Argintul îmi lasă pete întunecate pe corp. Doar din cauza asta? Poate o probezi? Nu, mulțumesc! Mai bine întoarce-ți-o la magazin! Mama, dar privește cât de frumoasă este! Am zis nu! Acum vreau să rămân singură! Bine? Uh-huh. Din nou n-am reușit să aflăm ceva. Mama se teme de argint, deci ea sigur e vampir. Mama doar a zis că argintul nu îi se potrivește. Da, dar ea putea să mintă. Inventezi povești pe loc drept. Ba nu sunt povești! Încetați! Haideți să ne ocupăm de treburile noastre. Cu mama totul e bine. Ba nu e așa! Ea e vampir! Mă doare capul de voi! Știu o modalitate care funcționează 100%. Oglinda. Exact! O conducem pe mama la oglindă. Și dacă îi vedem reflecția, atunci nu e vampir. Bravo! De data aceasta o să merg singură. Așteptați aici. Iar voi sunteți! Eu sunt. Văd! Ce s-a întâmplat? Am vrut să-ți arăt ceva. Ce? Să mergem, tu trebuie să vezi asta. Altă dată, nici de cum, vreau să mă odihnesc. Ba nu, e urgent! Bine, mergem! Și? Ce ai vrut să-mi arăți? Oglinda e verde. Sofia, noi trăim în casa aceasta de 2 ani și tu abia acum ai observat? Niciodată n-am atras atenția.
Dacă asta e tot, eu merg să mă odihnesc. Bine mergi. Totul e bine. Mama se reflectă în oglindă. Nu e de mirare. Era clar că ea nu e vampir. Oricum mă îndoiesc. Ce dovezi mai vrei? În cărți scrie că vampirii nu se reflectă în oglindă, dar în realitate nu știm cum e. Ajunge! Mama sigur nu e vampir. Poate mai verificăm? Nu mai avem nevoie de dovezi. Totul e clar și așa. Haideți să nu chinuim pe mama. Ea s-a îmbolnăvit și are nevoie de odihnă. Ea e vampir, eu vă zic. Și eu cred în asta. Am înțeles acum totul. Stați, dragilor, că ne vom distra noi astăzi. Ce bine că nu trebuie să o tratăm pe mama. Dar tu te îndoiai? Vreme vă bucurați! Mama, ce e cu tine? Dar ce e cu mine? Rochia ta. Da, e ciudată. Am decis că de mult nu am îmbrăcat această rochie, dar mie îmi place de dânsa. Dar de ce îți place? Nu știu, așa dispoziția am, misterioasă. Dar cum te simți? Perfect! Am impresia de parcă s-a schimbat ceva în mine. Ce anume s-a schimbat? Îmi pare că devin nemuritoare. Mă simt atât de bine. Cred că e efectul medicamentelor. Și ce ziceți acum? E foarte ciudată. Da, ciudată. Nici nu știu ce să cred. Ce să crezi? Totul e clar. Ea e vampir. Se comportă normal? Oare cum să o tratăm? Din cauza pățiunii tale, mama s-a îmbolnăvit. Iată și descurcă-te. Știu. Fuga, mergi la acel magazin și întreabă dacă nu au antidot. Bine. Unde a plecat Sofia? Afară e rece? A plecat la magazin. De grabă se întoarce. Sper! Acum și eu cred că ea e vampir. Interesant. Ea își dă seama. Nu e clar, dar trebuie să fim atenți. Să avem grijă de gâturile noastre. Ce faceți? Dar ce aia în pahar? Suc roșu de tomate. Niciodată nu mi-a plăcut, dar astăzi nu știu de ce mi l-am dorit atât de mult. Vreți? Nu, mulțumesc! Eu nu beau așa suc. În zadar. Vai! Ce gustos miroase de la voi! Nu mi-am dat seama înainte. Scuze, avem de discutat ceva. Am reușit! Mai repede să se întoarcă, Sofia! Da, mama mă sperie. Mai nu m-am mușcat. Și mie mi-a părut că vrea să mă muște. Vampir e interesat, dar nu e așa. Oh, Sofia, ți-am simțit mirosul de la un kilometru. Suc vrei? Nu, mulțumesc. Unde sunt ceilalți? Au plecat sus. Cred că bănuiesc ce îi așteaptă. Eu merg la ei. S-au prins. E timpul să
să trec la următoarea etapă. Ia, e îngrozitoare! Știm, ea mai nu ne-a mușcat! Ce ți-au zis de poțiune? Văzătorul mi-a zis că dacă bei acest ceai, te transformă înapoi în om. Ce fel de ceai e acesta? Acest ceai e din mușchi de munte, cules pe lună plină. A rămas ultimul pliculeț în țară. Important să nu stricăm! Eu pentru el am dat toți banii din pușculiță! Sper să ajute! Vânzătorul a zis 200%. 200%? Așa ceva poate fi? Așa a zis! Dar pot fi careva efecte secundare? A zis ceva, dar nu mi-amintesc. Sunt lucruri atât de importante, dar tu nu ții minte? Mi-am adus aminte. Dacă cel care nu e vampir va bea ceaiul, va deveni și el vampir. E simplu, noi nu trebuie să bem acest ceai. Mergem să preparăm ceaiul. Eu mă tem de mama. Poate e singură să facă ceaiul. Așa nu merge. Trebuie să ne asigurăm că ea îl va bea. Și cu cât mai repede, cu atât mai bine. Ați venit, v-am așteptat! Nu te apropia! Ce s-a întâmplat? Vă temeți de mine? Ba nu, nu vrem să ne molipsim! Nu sunt contagioasă! Oricum, poate au rămas careva microbi! Am venit să facem ceai, vrei? Da, dacă turnați în el un pic de suc de tomate. Aha, o să turnăm! Ați văzut cum s-a schimbat la față? Seamănă cu un vampir adevărat. Boala progresează. Trebuie urgent să-i dăm ceaiul. Acesta e pentru mama. Ați memorat? Da. Da. Ceaiul e gata. Ce aromă plăcută! Bea, e gustos. Bea, câte fierbinte. Mă puteți ajuta? Da. Poftim. Am crezut că ceaiul va fi mai gustos. Ceaiul e foarte gustos. Nu am gustat așa ceva niciodată. Nu! Ce e cu el? Cred că a fugit la baie. Posibil! A băut toată cana de ceai. Și noi plecăm. Stai! Stai încă puțin cu mine. Te rog, nu trebuie! Bine, dar voi trebuie să-mi aduceți mâncare! Orice, nu mai lasă-mă! Vreau carne și multe! A fost un plan ideal! Cum a putut să nu funcționeze? Cine putea ști că ea va schimba cânile? Oare ce ne vom face? Mama se transformă tot mai mult într-un vampir răutăcios. Cu mama e clar totul, dar ce e cu tata? Să o hrănim pe mama cât pe noi nu ne-a mâncat și să mergem la tata. Dacă și tata va deveni vampir? Trebuie să găsim o altă modalitate ca să-i tratăm. La magazin mai este un medicament, dar e prea scump. Cât de scump? 100.000. 100.000 un medicament? Nu avem atâta! Lasă că inventăm ceva! Sau ne vom transforma în familia de vampiri!
Ți-am adus mâncarea. În sfârșit. Mama? Usturoi? Ați vrut să mă omorâți? Păi, îți place usturoiul? Niciun fel de usturoi! Sunt flămândă! De aceea o să vă mănânc pe voi! Nu vă apropiați de mine! Tata, cum te simți? Simt că mă transform în vampir! Vrei să bei sânge? Nu știu, cred că da! Oare ce va fi dacă îi vom zice mamei că tata e vampir? Care e sensul? Poate ea ne va ajuta și vom inventa ceva împreună? Simt încă puțin și o să vă atac. Simt această energie în vine. Tata, ne sperii! Am o idee. Poate tata vorbește cu mama, doi vampiri pot găsi limbă comună. Merge! Dar dacă ea mă va mușca? Ce importanță are dacă tu deja ești vampir? Oricum, îmi este frică. E șansa noastră! Nu! Sper că va reuși. Miroși de parcă ești din gașca mea. Vrei? Mulțumesc, dar vreau să vorbim serios. Despre ce? Mai pe scurt, tu ai băut poțiunea Sofiei și ai devenit vampir. Vampir zici? Numai nu râde, e adevărat. Am presupus, dar îmi place să fiu vampir. Dar noi trebuie din nou să ne transformăm în oameni. Și tu ești vampir? Da, am vrut să te tratăm, dar am devenit și eu ca tine. Poate asta e spre bine. Chiar și gustul acestui suc s-a schimbat. Da, e altfel. Acum suntem nemuritori. De ce să ne transformăm în oameni? Nu m-am gândit la aceasta. Și ne vom învăța să ne transformăm în lilieci? Da, super! Dar există riscul că vom mușca fetele, dar ele tare se tem de asta. Le vom mușca, ele tot vor deveni vampiri și vor înțelege cât de bine e asta. Poate ai dreptate? Poate tata a convins-o pe mama. Hai să ieșim. Ați vorbit? Nu vă faceți griji, am discutat cu tata. Bine, deja ne făceam griji. Ne-am consultat cu tata și am decis că voi trebuie să deveniți vampiri ca și noi. Ce? Tata, tu trebuia să o convingi și să trateze. Eu am luat altă decizie. Credeți-ne, așa o să vă fie mult mai bine. Doar o mușcătură și gata! Fetelor, sunteți atât de amuzante! Mama, nu ai de gând să ne muști? Sigur că nu! Ați decis să nu o faceți? Să nu o facem? Eu nu sunt vampir! Păi tu ai băut! Eu, întâmplător, v-am auzit discuția și am hotărât să vă fac o farsă. Asta e farsă? Foarte amuzant! Ha, ha, ha! Data viitoare o să știți cum să ascundeți de mine informația importantă. Iese că nici eu nu sunt vampir? Sigur că nu! Da, dar poțiunea era adevărată? Sofia, nu vreau să te supăr, dar în acel magazin se vând doar suvenire. Mă bucur că nu trebuie să tratăm pe nimeni. Prieteni, dar vouă v-a plăcut acest video? Sigur că da, ei mereu ne dau multe like-uri. Și de data aceasta nu e excepție. Prieteni, vă mulțumim că ne dați like și vă abonați. Pa, pa!